Salut, sunt Robert și în filmulețul ăsta vreau să vă explic cam cum se treabă cu agențiile de rating. Cred că ați auzit toți despre chestia asta și cred că toți vă întrebați bă, dar ce cu agențiile astea de rating? Care-i treaba? Care-i șmecheria? Care... -i? și tot așa. Și asta vreau să vă explic ca să înțelegeți despre ce e pentru că foarte mulți dintre voi nu înțelegeți și vi se pare că, o dacă au săia că România... Are rating negativ? Hai de capul meu, e jale. da? Cumva, în realitate se întâmplă treaba asta, numai mai că trebuie să înțelegeți un pic ce este în spatele la toată treaba asta ca să înțelegeți jocurile și manevrele din spate. Bun, în principiu sunt mai multe agenții de rating. Sunt trei agenții de rating principale și importante care dau tonul în lumea asta și la care toată lumea se uită în gura lor și dacă zic că ea, ea o bășină, toată lumea miros, încep să miroase zic, zic că e parfum Chanel. Dar cam asta se întâmplă. e, mai, important, e mai puțin important numele lor, standard de pur, finci și încă una, nu mai știu cum le-a o cheamă, o le găsiți voi. Toate americane. Asta este foarte important pentru că toate sunt americane. Da? Uh, agențiile astea de rating dau niște note și dau niște ratinguri companiilor și țărilor astfel încât tu ca și companie și țară când te duci să te la o bancă sau când te duci să te la un organism internațional vrea să știe dacă uh, banii pe care ți-i dau ție sunt riscanți sau nu și în funcție de asta să stabilească unul dacă îți dau sau nu bani că asta e prima chestie și a doua dacă dobânda e mai mică sau mai mare în funcție de riscul de țară sau riscul de companie pe care tu îl prezinți. Da? Mai există în, pentru companii, mai există și COFAS, e o companie tot americană, dacă nu mă înșel, care face tot așa un fel de evaluare a companiilor, astfel încât tu, să, tu care intri în business cu compania respectivă să vezi cam care este riscul de a face business cu companie. Da? Bun. agențiile astea de rating, așa cum vă spuneam, dau ratingurile astea și au niște criterii pe care fac treaba asta, criterii mai mult sau mai puțin transparente. Bun, acum, în 2008, în criza din 2008, agențiile astea de rating au jucat un rol extrem de important în declanșarea crizei și în ceea ce a urmat după. Pentru că au fost uh, acele companii care au mascat uh, și care n-au oferit informații legate de ceea ce se întâmplă în statele Unite cu uh, bula imobiliară și cu creditele care se dădeau. Uh, ele știau ce anume se întâmplă, pentru că aveau informații și ăsta este jobul lor să aibă informații, numai că au ascuns uh, sub niște ratinguri pozitive și bune uh, ceea ce se întâmpla acolo, astfel încât populația să cumpere și să ia creditele respective și să... Uh, asta, asta a, dus, a dus, la, la bula aia imobiliară care a declanșat toată criza din Statele Unite. Da? Deci ei au fost artizanii cumva indirect ai a ceea ce s-a întâmplat în lume. Cu toate astea, lumea se uită în gura lor, în continuare, și se uită pentru că se dorește să fie așa. Da? În războiul ăsta financiar din lume, Statele Unite, care este capul răutăților în tot ce se întâmplă în lumea asta, a creat mecanismul ăsta de agenții de rating, astfel încât anumite țări care nu se supun Directivelor și ordinelor primite de acolo, să treacă prin niște mecanisme dintre asta care să le atragă întâi atenția, să-i facă să dea mai mulți bani, și dacă nu se supun, să treacă la următoarele scenarii. Da? Și poate o să fac un film, să vă, vă spun care sunt următoarele scenarii. Există un film pe YouTube care nu mai știu cum se numește acum, cred că se cheamă mărturisirile unei asasin economic, dacă nu mă înșel. Și ar fi bine să-l vedeți toți, pentru că este un film extrem de, de, interesant și după ce o să vedeți filmul ăla, o să înțelegeți de ce s-au întâmplat niște lucruri în, inclusiv în România și în lumea asta. Da? Iar mecanismele pe care omul ăla le descrie acolo sunt mecanismele care urmează după chestia asta cu agențiile de rating, cu mărirea dobânzilor, pentru că ratingul pe care îl dau agențiile de rating au rolul de a mări dobânzile în prima etapă și în a doua etapă de a opri finanțările către țările care nu se supun. Da, Deci cam asta este șmecheria cu agențiile astea de rating. Este un mecanism creat, dezvoltat și inventat de americani pentru ca țările cumva să țină sub papuc țările prin împrumuturi. Da? Pentru că toată lumea asta este creată pe împrumuturi. Și mentalitatea generală este că tu trebuie să fii împrumutat orice ai fi tu, persoană fizică, companie, țară, pentru că dacă ești împrumutat, tu ești oarecum subjugat celui care te-a împrumutat și care îți dă bani, pentru că tu trebuie să returnezi banii aia, se pot pune presiuni pe tine, faci niște lucruri ca să poți să iei banii ăia pentru că ai nevoie foarte mare de ei și tot așa. Da? Bun, cam asta se întâmplă cu agențiile de rating și e bine să vă uitați acolo, dar să nu credeți tot ce, tot ce zic ea, pentru că uneori lucrurile sunt cu sute cu ața albă, chiar dacă mecanismele alea care le au ei chipurile sunt transparente, ați văzut cum se întâmplă și la noi din PIX, se mai adaugă niște cifre acolo, mai Plus că astfel de cifre sunt destul de greu de verificat, mai ales cele pe care ți le furnizează agențiile de rating. Adică tu ca persoană care vrei să faci, să verifici cifrele aia, ți este extrem de greu să faci asta pentru că nu ai acces la date și chiar dacă ai acces la date, e foarte greu să înțelegi și să interpretezi datele respective. Pentru marea majoritate a oamenilor asta este o misiune imposibilă. Bun, cam atât vreau să spun, Dă click pe subscribe și pe clopoțel să te anunțe eu tot cum mai pun filmulețe pe aici te aștept și la următoarele filmulețe și like sau dislike să văd dacă ți-a plăcut sau nu. Ďakujem. la vedere.